Alături de noi este Natalia Moldovan. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Și nu ați venit singur, ați venit cu trei fete tare simpatice. Daria, bună dimineața! Bună dimineața! Sofia, bună dimineața. Mă bucur tare mult că ai venit, și prințesa Polina. Bună dimineața, bună dimineața, păpușo. Așadar, discutăm despre animale și mai ales despre procesul de voluntariat pe care îl faceți la Necropolă. Doamna Natalia, vreau să ne spuneți de ce ați decis să vă implicați în grija față de animale, mai ales că aveți și copii de care aveți grijă și e cumva complicat. Pe copii sunt în primul rând voluntari. Așa. Până și Polina la 3 luni, deci a fost deja voluntară. Nu cred. A mers și ea la Necropolă? Sigur, da, da, da. Și ce faceți acolo? Deci la moment, da, ce fac copiii? Copiii se plimbă cu câinii. Așa. Pentru că au mare nevoie, nu doar de grijă, da, să mai facem curățenie, da, îi mai hrănim, dar principalul, cred că, pentru ce mergem noi acolo, e de gigilii, de le da atenție. Dragoste. Să știți câte dragoste noi luăm de acolo. Aveți animale deci de companie? Deci nu atât cât luăm. Aveți animale de companie, Sofia? Aveți animale de companie acasă? Damaștine. Ce aveți? Animale. Wow! Hai să ne spui ce animăluțe aveți acasă. Pisică. Așa, cum îi spune? Snejoc. Snejoc. Și cine i-a pus numele? Eu. Tu, ok. Bine. Și mai departe? Câine. Bucțior. Abby. Wow! Dar e o rasă, nu e cam agresivă? Nu se zice așa? Nu, din contră, e pentru copii. A, da? E da. Blând? Da, e foarte blând. Deci sunt două rase cele mai blânde. E boxerul și... deci mult așa, am studiat de... până la... Am înțeles. Și? Și puișor. Chexic. Puișor. Puișor? Rabbit. Puișor iepure. De iepuraș. Vorbim da? Mai mult deci, în rusă. Deci un pui de iepure. Da, așa de iepure. Da. E un iepuraș. Dar care este animalul tău preferat de acasă? Pe cine iubești tu cel mai tare? Pisică. Da, Snejoc este... Pe fiecare are rolul său. Deci, așa, vreau detalii. Ea are grijă de pisică, uh-huh. Da, și Sofia are grijă de iepure și de câine. Și Polina? Și Polina are grijă de noi toți. Foarte frumos. Când a fost pentru prima dată vizita la Necropolă? Dacă vă amintiți, care a fost impactul? 3-4 ani. Ce ați simțit atunci? Cum a fost? Care a fost reacția? Deci a fost un anunț pe internet. Așa. Avem o voluntară, Dana Untură, care ne strânge până acum. Pe care am cunoscut-o în cadrul acestei campanii, da? Și prima ce a fost, deci încercăm, facem voluntariat și cu copii, cu bătrâni, da? Dar totuși animalele sunt altceva. Nu știu, din păcate sau nu, da? Mai mult atenție e înspre a ajuta un om. Da. Și mai puțin patrupezi, da? Tu ești de acord, nu? Eu simt că tu ești de acord cu noi, că trebuie să avem grijă de animale. Ce faci tu la Necropolă? Ți-e milă de animalele alea? Sau încerci să ajuți și uiți de faptul că ele se simt rău? Nu știu. Dar ți-e jale de ele? Vrei să le iei pe toate acasă, probabil, așa e? Așa se întâmplă de cele mai multe ori. Sofia a zis că deschide un azil când se face mare. Serios? Da. Dar e complicat. E o responsabilitate mare. Atât de mult îți plac animalele? Da. Și ce ai simțit tu când ai mers la Necropolă? Poate în rusă. Da, poți să spui în rusă. Мне было жалко. Deci era un sentiment de milă, da? Они были в очень плохих условиях. Da, condițiile sunt, lasă într-adevăr de dorit tare mult. Dar prin implicarea voastră, multă lume poate să fie mai bună. Toate cele trei animale de acasă sunt de la Necropolă sau sunt adoptate cel puțin? Deci nu toate, dar avem și adoptate. Primul animal, deci cum l-am avut, am avut o pisică Nadiușa. Așa. Feciorul mai mare. A zis că vrea un câine. Aha. Și normal că să mergem unde? La un azil, da? Evident. Deci mergeam cu ideea să luăm cel mai nenorocos, hai să zicem, animal, da, care nu prea are șanse la adopție. Uh-huh. Deci din diferite motive. Dacă lumea caută mai mult să fie animale simpatice, da, să arate da. Foarte bine, să fie pisici foarte blănoase, jucăușe, corect, așa. Corect, da, da, da. Și bine ar fi să fie de rasă. Da. Și deci ne-am dus după un câine, eram gata să luăm și fără un picior, fără, deci orb. Așa. Și am ieșit cu o pisică care era maxilarul deci distrus complet. Wow.
Da, 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 a trecut prin ce nu știu. A trecut prin două intervenții chirurgicale și, știți, atâta dragoste, cred că am primit doar de la copii până acum. Wow, e un exemplu adevărat, e un act de eroism și nu o să mă tem de acest cuvânt, pentru că, într-adevăr, noi oamenii căutăm niște parametri greu de realizat, când, de fapt, animalele transmit aceeași dragoste, indiferent de modul în care arată. Care este mesajul dumneavoastră pentru cei de acasă? De ce ar trebui să se implice și cum ar trebui să o facă? De ce ar trebui să se implice? Deci, în primul rând, pentru că suntem noi responsabili de ei, da? Minim. Hai să zicem că nu fiecare are dragoste atât de multă, da? Corect. Dar trebuie să înțelegem că suntem responsabili și ceea ce se întâmplă cu noi, da? În primul rând pentru că zic că sunt mușcați sau ceva, da? Agresați. Exact. Deci suntem de vină noi, hai să zicem. Uh-huh. Doar noi. Fiecare cu ce poate. Așa. Cu ce vrea, da? Și nu este de fapt greu. Și persoana care va avea contact cu un astfel de animal, ieșind de acolo, înțelege cât de mult totuși este benefic, nu doar pentru acel animal, este benefic pentru noi. Cu siguranță, efectul bumerangului funcționează. Eu când merg la necropolă, cred că încă o săptămână sunt entuziasmată și plină de energie. Așa, și voi tot? Voi tot încă trăiți acele emoții și cu siguranță vă implicați. Cu prietenii. Da, deci voi deveniți exemplu pentru colegii voștri, pentru prietenii, pentru copiii de vârsta voastră, iar lucrul ăsta este absolut senzațional. Noi am dat interviuri despre animale. Așa, da. Și? Reacția a fost bună? Feedback-ul unui eficient? Da, să sperăm. Sunteți un exemplu, într-adevăr, pentru generația voastră. Eu vă mulțumesc din toată inima că ați venit, că ne-ați relatat, că sunteți un exemplu de familie care se implică și nu vorbim doar de adulți, dar și copii, pentru că este și un exercițiu pentru familie. Să faceți o activitate în comun. Multe vizite în continuare, multe animăluțe Mersi. Salvate și, evident, deja aștept să aflu care va fi animalul de companie adoptat de Polina. Așa că vă mai așteptăm.